Osteopatia este o medicină alternativă, non-convențională, care a început să se practice și în țara noastră, în urmă cu câțiva ani, pătrunzând specialiști care au studiat și au practicat în vestul Europei mai ales. Este o tehnică care apelează la manevre care se fac cu mâinile libere sau cu instrumente foarte rar și prin care se caută să se pună un diagnostic osteopat, care diagnostic osteopat înseamnă o disfuncție a organismului. Se diagnostichează aceste disfuncții care pot reprezenta tensiuni, expansiune ale țesuturilor, cu mâinile libere, palpând poate întreg corpul sau orientându-ne asupra anumitor organe și regiuni pentru care pacienții se plâng în general de durere și de mobilitate redusă. Acestea fiind primele semne, osteopatul caută să găsească la nivelul țesuturilor zone de tensiune pe care prin tehnici manuale să le echilibreze. De aici rezultă rolul profilactic al acestei medicini alternative, întrucât prin practicarea acestei tehnici, acestor tehnici, acestei medicini, se pot diagnostica multe maladii care, tratate fiind, nu lasă organismul să ajungă într-un stadiu de epuizare, întrucât organismul încearcă să se compenseze. De aceea se practică aceste tehnici la nivelul întregului corp sau pe anumite zone din corp pentru a găsi decompensările ce apar în timpul bolilor la diferite niveluri în organism și ele fiind prevenite, organismul nu ajunge să se decompenseze, nu ajunge în stadiul de boală manifestă, care este apanajul medicinei clasice.